Hai cu vibe-ul, hai cu vibe-ul, că mâine, poi mâine ne pregătim de petrecere. Eu încă dansez, Ilinca. Tu încă? Deci ai fost deja? Păi e postul, unde ai fost? Cu vibe-ul, ai zis, cu vibe-ul. A, cu vibe-ul, am înțeles. Unde mergi? Uite, Ilinca, astăzi merg la un curs de geometrie în iubire. Aolo, dar câtă geometrie în cap în gentolul ăla. Cum vine asta? Ca să încapă, Raluca, m-am pregătit. Ai ceva iubire. Așa, vreau să mă îndrăgostesc și vreau să învăț formula. Formula iubirii. Ce drăguț! Mi-a plăcut povestea, a fost chiar interesantă. Bine. Mi-a adus aminte de isoscel și etc., dar, mă rog, asta e altă problemă. Irina, are sau nu Corina motive să se supere pe tine până la urmă? Nici într-un caz. Nu are motive, nu i-am dat niciun motiv. Cel puțin așa cred eu. Având în vedere că ieri, încercând să port o discuție cu ea, m-a evitat. Acum eu ce pot să zic, mai ales că lipsește și ea de aici. Și păi nu da, e eritaj, ne aude. Nu are motive, evident. Nu știu ce are astăzi, Corina. O fi indispusă, o fi, nu știu, avea niște probleme sau nu știu, dar... Nu o recunosc. Mi-a mai pus cineva odată întrebarea, de ce ți-e frică? Și am zis, de nimeni. De nimeni, pentru că nu mi-e frică, mi-e frică de Dumnezeu atât. Să câștige cea mai bună. Dar până acolo mai e drum lung. Eu sunt foarte vertical, am zis de la început, mi-asum tot ce zic, dar dacă te-am supărat cu ceva, scuză-mă pe mine. Da. Te-a supărat, Corina? Deci ai motive sau n-ai motive? Irina zice că n-ai. Cum? Eu o să aprind această lampă. Ce să faci cu ea? Să te lumineze? Da, fiind în Joia Mare, simt nevoia de puțină lumină. Păi hai să o avem, hai să dezlușim misterul și să facem pace. Facem pace, că nu e bine să purtăm ranchiună, dar... Ilinca, însuși numele meu înseamnă pace. Irina vine din greacă, numele meu Irina. Ia uzi, Corina, înseamnă fecioară. Irina, da, Corina, pardon, ia da. Spune-mi. Tu ai vrut cumva să te poziționezi într-un anumit fel, să fii singură împotriva cumva tuturor în competiția asta? Nu, din contră, că nu e ok într-o competiție să fii singură. Cred că nu m-ar avantaja această poziție, deci din potrivă. Deci nu? Nu. Păi din câte am înțeles, Irina a vrut să-ți fie aproape și am văzut asta, am tot discutat despre relația voastră. Păi da, mi-a fost, tocmai asta e că mi-a fost, de aceea mi-a fost și puțin Ilinca, greu. Eu în măsură egală vreau să fiu alături de fiecare, dacă am un aport pozitiv în viața cuiva, mai ales aici, că vorbim despre competiție, cu orice. Da, doar că voi două la un moment dat a spus că vă leagă anumite lucruri, că vă regăsiți una în cealaltă. Evident, avem teme comune, vorbim despre muzică în general, despre compoziție, despre stil, despre toate. Asta zic, tocmai de asta, Corina? Da, de aceea m-am simțit și eu puțin ciudat, dar ușor trec peste asta și mă adun, căci suntem într-o competiție. Nu mi-am propus să-mi fac prietene, m-am apropiat, cred că puțin mai tare de Irina decât era necesar. Decât era necesar? Da, păi suntem într-o competiție și oricum, am zis, mă așteptam să se întâmple lucruri de genul puțin mai spre finală. Corina, nu mai gândi atât de mult și go with the flow și totul o să fie bine. Eu te pup și îți urez baftă acolo. Ce te pup, Irina, mulțumesc. Stai așa că până să vă pupați, mai am să te întreb ceva, Irina. Treabă, mă, Ilinca, ce vrei? Spuneai că a luat-o Corina pe căi greșite? O, Doamne, ferește. Mm-hmm. Joia Mare. Mm? Nu, n-am zis asta, poate m-am exprimat... În direcții greșite, pe căi greșite, mă rog. În direcții greșite. Știi ce am zis, Ilinca? Am zis că gândește foarte mult în direcția greșită, da. Asta am zis. Gândește prea mult în direcția greșită. Corina? Da? Hai, la revedere, Corina, că e clar că nu te concentrezi la discuția noastră și n-are sens să mai prelungim momentul. Hai să vorbim despre ținută. Nadina? Din păcate, Irina, nu-mi place ce ai făcut astăzi. Nu îți placă? Nu-mi place. Ce îți place, Nadina? Pot să spun ce-mi place. Îmi place puloverul sau rochie. Rochie oversize. Da, așa. Geanta mi se pare prea supradimensionată. Asta era ideea? Și nu prea este practică, oricum. Chiar mă întreb, nu știu, cine ar face o asemenea geantă. Este, dacă vezi, are un suport aici. Da, dar nu poți să transporti nimic în ea, pentru că este imensă. Poți. Cred că orice pui este foarte grea. De unde știi? Păi nu e manufacturier de genți, mă, Nadina, ai uitat. Corect, bravo. Chiar. Uitasem. Nu-mi place nici asocierea între pulover și pantalon și cizme. Mă deranjează acele cizme. Este o cromatică, Nadina, dacă vezi de jos în sus, da, sau de sus în jos, cum vrei tu. Da. Care, din punctul meu de vedere, este frumoasă, este corectă, este armonioasă.
Și mie îmi place foarte mult ținuta mea. E tot minimalistă, nu puteam să încarc sau să o accesorizez altfel, pentru că pur și simplu o ștergea. Pe mine nu mă deranjează cromatic, pur și simplu mă deranjează piesele, nu știu, nu-mi place. Nu-ți plac împreună? Pare rău că ție îți place, mie îmi separat, plac foarte mult. Separat, da, bine, geanta fără geantă, dar așa separat. Ok, mulțumesc, Nadina. Hai să vedem ce au de spus jurații, Irina, în fața lor. Cred că ar trebui să începem această analiză stilistică printr-un mesaj pe care îl transmitem telespectatorilor noastre în Joia Mare, în sensul în care tipul ăsta de ținute cu tipul ăsta de volum nu poate fi purtat decât o fată foarte înaltă și foarte slabă, exclusiv. Deci dacă nu ești foarte înaltă și foarte slabă, nu poți purta aceste piese, nici rochia, nici pantalonii, nimic din ceea ce porți tu azi. Chiar și așa... Dar eu sunt înaltă și slabă. Da, da. Am vrut să fac această specificare, dragă, da, să nu creăm confuzii. Da, pentru că ne întâlnim cu Hilda în troleibuzul 93 și o vedem cu... Cu plus asta, poate. Cu pantalon. Deci, noi trebuie să fim foarte concreți și clari, exact, în mesaj. Da. Nu-mi plac pantalonii, okay, da. Nu-mi place că cizma se oprește fix unde începe despicătura pantalonului. Da, Moris, știu ce zi, ai văzut că am tot tras de ei, se dau așa în jos. Și chestia asta se vede, nu-mi place pentru că geanta stă pe a fleașcă. Adică mie îmi plac la nebunie tăuturile, claciurile supradimensionate, ce vrei tu. Dar asta are un volum un pic ridicol, mai cu seamă că nu are niciun fel de susținere, adică clar este un claci. Nu e practică, eu înțeleg, în mod, nu trebuie să fie totul foarte practic. Dar cumva tu ai încercat să conturezi o chestiune, da, doar că chestiunea nu mi se pare conturată până la capăt. Aș fi ales o altă geantă, aș fi ales alte încălțări sau alt pantaloni în așa fel încât să scot altfel cizma albă. Alte încălțări, pentru că, da, într-adevăr, ai nuanțele pe rochia pulover care se regăsesc în pantalon și în cizmă. Dar vezi tu, nuanța pantalonului este mult prea pregnantă pentru acel grej al rochiei. Da, Moris, asta ce pantalon? Foarte, foarte... Nu e adevărat. Sunt detalii care schimbă foarte mult ținuta, să spune ce, tocmai pentru că este o ținută minimalistă prin excelență, tu ai spus. Da. Deci dacă tu nu ești atentă la detaliile acestea care contează în ținuta asta, nu e ca și cum puteai să scoți ținuta asta prin accesorii, pentru că multe ținute... Păi asta nu poate fi accesorizată mai mult de atât. Exact, multe ținute pot fi salvate prin accesorii, mai pot fi, exact, trecute cu vederea anumite defecte, dar aici având blocurile astea mari de culoare. Dar nu puteam să fac ceva mai mult. Griu, beijul acesta, aș fi păstrat cizmele, cred că aș fi schimbat pantalonii. Altă culoare? Nu, poate altă formă. Altă formă. Exact. Nu-mi place de spicătura aceea. Iar geanta, mie într-adevăr... mi s-a părut chincă, cum zice geanta, nu-mi place deloc. Parcă este o gaură neagră, pregătește-te înghită. Vortex. Un vortex, pregătește-te înghită. Însă ai încercat. Da, da. Dacă, ochelarii 3D sunt potriviți. Ceva, o, ești ochelari 3D? Da. Ne vezi și mai mari? Aoleu. Mă văzut și eu mai slab înainte, dar acum dacă nu se mi-a pus 3D-ul ăla. Cel mai frumos accesoriu din ținuta de astăzi este geanta. Și îți place geanta? Da. Mie îmi place clavicula cel mai mult. Cum te-ai machiat și cum ți-ai aranjat părul. În rest, pantalonii sunt oribili. Și aici, dacă... Cizmele tot... s-au punctat deja, se văd horror. În acel pantalon, în care, din punctul meu de vedere, este horror și nu-mi place, indiferent pe cine l-ar purta. Dacă rochia e ok și ai putea să faci ceva cu ea, în varianta asta n-ai reușit să faci nimic cu ea. Îmi place foarte tare cercelul, accesoriul. Mulțumesc, este improvizat. Da, ai o improvizație bună, dar atât. Oricum, eu vreau să vă zic că încerc de fiecare dată să chiar încerc. Și apreciem, draga, da, asta. Schimb zona, da, să schimb totul și... Într-un sfârșit o să-mi iasă, sunt sigură de asta. Dar hai să vedem astăzi, calificative. Nice. După tradiție nu zic mulțumesc. Mie totuși parcă mi s-ar părea că are. Dar dacă ia, i-aș da. Ia! Raluca! Raluca, uimește! A intrat toată geanta aia. No. Nu cred! N-am cum, Irina. Dar de ce te joci cu sentimentele mele, Raluca? Dar poate mâine, în vinerea mare, Irino. Tu ce bine zici? Bine, putea fi și azi și mâine. Asta e.
Ziceam și eu, încă o săptămână fără nominalizare. Stai că nu se știe până la final, nu zice hop, vorbește mai bine cu cei de acasă. Da, dragilor, stele nu prea, dar eu mă străduiesc în continuare să aduc ținute frumoase, armonioase. Sper că v-a plăcut vouă și o să vă rog să votați indicativ 5 la 1206 ca să ajung în finală și să-mi pun coroana aici. Vă iubesc! Bine, Irina, mulțumesc! Mulțumesc și eu!